Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda noastră, Sorin Luca, și iată-ne din nou împreună în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, o nouă campanie online. De data aceasta a venit rândul unei frumoase colecții să vină în vizorul atenției publice și pe care vă o prezentăm cu foarte mare drag. Este vorba despre colecția Arta Regală, în care găsim foarte multe titluri și literatură, titlurile din francmasonerie și literatură masonică de specialitate. Astăzi este alături de noi domnul Vali Cacioianu, antropolog, și vom discuta în cadrul acestei frumoase campanii despre o carte publicată în colecția Arta Regală. Am putea spune o carte relativ recentă. Este vorba despre Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masoneriei, de Joseph Fort Newton, colecție, carte publicată în colecția Arta Regală a editurii Herald. Am putea spune o operă clasică a literaturii masonice. Constructorii ne oferă informații detaliate și atent cercetate despre istoria timpurie a francmasoneriei. Am putea spune cu elocvență și cu mult patos, Joseph Newton își exprimă în paginile acestei cărți crezul său neclintit în misiunea nobilă a fraților masoni de pretutindeni, constructori în piatră, dar mai ales ai temeliei spirituale pe care se înalță sufletul către Dumnezeu. Și aici aș aduce în discuție templul înalt și Sfântul Templu al Umanității, despre care am mai vorbit și în alte rânduri în cadrul acestei frumoase colecții Arta Regală. Iată o carte superbă, o carte care cumva aprofundează și din punct de vedere, să spunem, al breslelor, dar și din punct de vedere spiritual, ceea ce înseamnă ordinul masonic și ceea ce înseamnă constructorii în tot acest periplu. O carte pe care o recomandăm cu drag atât celor care iubesc literatura masonică și iată au aceste titluri din portofoliul editurii Herald din colecția Arta Regală, dar și celor care sunt curioși să afle cât mai multe lucruri despre ce înseamnă din perspectivă masonică un constructor. Constructorul are legătură cu definirea masonului, cu fenomenul masonic, prin însăși denumirea lui. Masonii, până la urmă, sunt zidari liberi, nu-i așa? Sunt acei pietrari liberi chemați să ridice clădiri sacre, locuri sacre. Joseph Newton este cu atât mai aproape de acest fenomen, cu cât educația lui a fost una teologică și atunci partea de sacralitate el a văzut-o din partea unei instituții care s-a manifestat în lumea, în viața cotidiană prin credință. Dar uimitor este că în această carte Joseph Newton face un studiu efectiv antropologic, pentru că felul în care abordează el fenomenul masonic nu este unul clasic, dogmatic, în care pornim de la dogma masonică, de la simboluri și mergem către rădăcini. Se vede că educația lui de la Harvard, se vede că diversitatea temelor abordate de el în viața lui, să spunem așa, firească, l-au ajutat. Și atunci el are o abordare aproape academică în studiul acestui fenomen. Deși pare un pic foarte, foarte poetic titlul Constructorii, referindu-se la francmasoni, el are o abordare foarte științifică. Însă și felul în care este structurată cartea. Că până la urmă ar trebui să plecăm noi așa, cum ochiul se bucură întotdeauna de formă, să plecăm de la formă. Cartea este structurată în trei capitole și o anticameră. Nu putem să nu ne ducem cu gândul la ordinea masonică, la acea
acel loc de anticameră în care, știu și eu, profanul, neofitul își așteaptă intrarea în cele trei grade ale ordinii firești masonice. Și atunci el face un mic joc aici, un joc de formă, dar care în același timp ne aruncă într-o profunzime absolut fantastică. De ce? Pentru că o abordare antropologică a fenomenului masonic nu poate să nu plece de la un triunghi, o triadă, dacă vreți, a felului în care poate fi studiat omul. Și omul este definit, sau comportamentul uman, sau, dacă vreți, umanitatea în generalitatea ei, este definită de trei termeni, trei concepte. Memorie, identitate, destin. Aceste trei concepte le regăsim și în capitolele acestei cărți. Sigur, puțin altfel numite. Joseph Newton le numește profeția, istoria și interpretarea. Profeția, evident, corespunde destinului, istoria memoriei și interpretarea identității. Referințele pe care el le face sunt absolut uimitoare, pentru că, sigur, el pleacă de la niște concepte masonice, pleacă pe acea filiație de constructori de temple, dar în același timp el se raportează tot timpul la antropologii vremii, la arheologii vremii. Ca să vă dau un exemplu, se raportează la Arthur Evans, la Fraser. El este un om modern pentru vremurile sale. Ați spus că este o carte clasică. Sigur, ea este o carte clasică, numai că este scrisă în vremuri moderne ale masoneriei, nu? La începutul secolului 20, masoneria își etalase deja o întreagă pleiadă de cărți, o întreagă pleiadă de autori, Albert Pike, McKay, Bach, ca să nu-i amintim pe cei mai mari din Statele Unite, dar sigur și Wirth și René Guénon spuseseră foarte multe lucruri. Ineditul acestei cărți este frumusețea, plăcerea de a o citi. Și mai mult decât atât, această plăcere este una bazată pe dovezi logice, pe lucruri palpabile, concrete și cele mai multe dintre ele verificabile. El chiar are la un moment dat o abordare împotriva celor care îi definește chiar ca negustori ambulanți de mistere care se delectează și înșală pe alții. Francmasoneria, ca orice mit și mai ales ca orice lucru secret, lasă loc la interpretări. Și acest lucru este undeva la granița între fantezie și istorie. Newton reușește prin raportările care le face, prin dovezile pe care le invocă, să ne aducă într-un plan al realului, dar în același timp să ne ducă în plăcerea de a cunoaște o realitate sau o presupusă realitate mult mai aproape de o ordine firească. Sigur, nu poate să nu facă referințe la câteva lucruri esențiale ale francmasoneriei și în momentul când vorbește, de exemplu, în partea de profeție, el se leagă de începuturi. Doar că dacă stăm să ne uităm în celelalte cărți, începuturile de multe ori vin așa, s-a dorit să se construiască templul lui Solomon sau s-a dorit să se construiască piramidele din Egipt sau templele din Egipt. El este un pic mai profund și pleacă de la niște nevoi umane. Două care le identifică el absolut fantastice, nevoia de hrană și nevoia de adăpost și sacru. Ambele generând, dacă vreți, o activitate umană care până la urmă a dus la o știință care a promovat tehnologia, dacă vreți, și mersul înainte al civilizației umane. Și acestea sunt agricultura și arhitectura. El, evident, se oprește la arhitectură și leagă oarecum
aceste nevoi, de felul în care s-a manifestat nevoia de sacru, felul în care s-a raportat această nevoie de sacru la marile mituri ale lumii. Ca să dăm un exemplu, el pleacă de la mitul reînvierii, acea frumoasă alegorie Osiris, Isis, Horus, dar nu se oprește numai aici. Fără îndoială face legăturile cu misteriile egiptene, cu cele eleusiene, mitraice, orfice și așa mai departe. Este o carte senzațională și stai, în prima fază te gândești dacă ar mai fi fost ceva de spus după Pike, McKay și ceilalți. Dar uite că preotul Joseph Newton ne duce în niște camere ale sufletului unde poate n-am reușit să ajungem foarte ușor și poate le-am ignorat, poate erau niște uși întredeschise în care n-am reușit să pătrundem. Dar el abordează partea simbolică, mitică, cu partea de studiu academic, într-un mod absolut seducător. Este o carte, într-adevăr, una dintre cele mai citite cărți ale francmasoneriei moderne, să zicem așa, dar este seducătoare. Și nu numai atât. El are și câteva lucruri inedite, care în opinia mea cred că sunt inedite. În primul rând, el face o legătură care până la el a fost bănuită, a fost intuită, dar el vine cu niște dovezi clare. Face niște legături foarte frumoase între acele colegii de arhitectură romane, acea tradiție din lumea greco-romană de a construi temple și acele organizații, dacă vreți, bresle, care reușesc să facă catedralele. Evul mediu întunecat, cum este numit de multe ori, deși el n-a fost chiar așa de întunecat, dar evul mediu, în felul în care îl percepem noi, a fost o perioadă în care popoarele migratoare, într-adevăr, au înăbușit evoluția pe care pornise cultura europeană și, în general, în zona bazinului mediteranean. Dar nu se putea pierde acea știință odată dobândită, așa cum nici agricultura nu s-a pierdut. Sigur, nevoia de hrană poate de multe ori este primează în fața nevoii de adăpost sau de sacru. Dar și nevoia de sacru nu putea fi înăbușită. Și atunci Joseph Newton identifică foarte frumos acel grup de oameni, de constructori, maestri comacini, de undeva din nordul Italiei, o insulă pe lacul Como, unde găsește dovezi că maestrii, arhitecți, oameni specializați pe construcția de biserici, au fost solicitați în diferite părți ale Europei pentru a ridica mănăstiri. Și dacă ăsta este un inedit al istoriei, să spunem așa, există și un inedit al meseriei pe care îl găsim aici, care iarăși, el exista oarecum în literatura masonică, tot într-o stare latentă, dar niciodată atât de adus în față și atât de dezbrăcat de mister. El face o diferență foarte clară între ce însemnau breslele locale de constructori și constructorii de biserici și catedrale. Constructorii unui spațiu sacru au nevoie de niște cunoștințe speciale. Nu orice zidar poate să facă o biserică. Nu orice om care a pus pietre la zidul de apărare a unei cetăți este capabil să înalțe o catedrală. Iar lucrul acesta, Joseph Newton îl exprimă cu o foarte mare claritate și cu destul de multe dovezi. El face, în felul ăsta, el explică foarte clar și de unde vine titulatura de liberi. Pentru că, până la urmă, zidalii liberi erau, într-adevăr, cei care ridicau catedrale. Pentru că zidarii care făceau parte din breasla unui oraș, a unei cetăți,
nu erau liberi, ei erau obligați să răspundă la chemarea, știu și eu, nobilului care gestiona acel teritoriu sau al stăpânirii orașului. Nu avea voie să refuze o lucrare, pe când masonii liberi erau chemați, erau doriți, sigur. Avem foarte multe, sau nu foarte multe, destul de multe dovezi, manuscrise, contracte, dar din care Joseph Newton reușește să ne aducă în față acele dovezi care să exprime această teorie a lui, firească de altfel, pentru că și acum, dacă stăm să ne gândim, când știu și eu, tehnologia a ajuns la niște cote atât de mari și atât de specializată, vedem că zgârie norii sau mai știu eu ce altceva, nu le pot face zidarul care vine să zvăruiască acasă sau mai știu eu ce... Să spună ce faia altă... și gresie. Exact, și să ți-o pună strâmb. O casă a Domnului, un loc sacru, era până la urmă o călătorie și pentru cel care o făcea. Pentru că până la urmă legătura între acei masoni operativi, cum sunt numiți de obicei, și acești masoni moderni care practică această francmasonerie speculativă, este tocmai călătoria zidarului. Călătoria, zidarul, constructorul de biserici, nu construiește numai o casă în exteriorul lui, ci o construiește și în interiorul lui, pentru că el înțelege felul în care funcționează marea creație, acele proporții de aur, acele frumuseți. Geometria este cea care până la urmă traduce limbajul divin în limbajul lumii materiale, în limbajul uman. Iar acest lucru n-a dispărut. Sigur, acum vorbim de geometrii neucliene, de cu totul alte zone, dar între niște limite și, sigur, umanitatea își definește foarte bine limitele pentru ca apoi să le depășească. La fel a făcut și cu geometria și a definit foarte bine limita geometriei euclidiene până când a reușit să o depășească. Și, într-adevăr, ceea ce s-a văzut că inițial era o fantezie, un joc de geometrie neeuclidiană, până la urmă s-a dovedit foarte practică prin sateliții geostaționari și avioanele care zboară după o geometrie neeuclidiană. Apropo de semnul distinctiv, să-i spune, sau de, nu știu, sigla, logo-ul masonerie, ați văzut că și pe și cititorii noștri știu că pe copertele foarte elegante, o spun fără falsă modestie, copertele foarte elegante și unitare, toate având aceeași structură grafică, să spunem, din titlurile acestei frumoase colecții Arta Regală, apare acel G, da? Și bineînțeles echerul și compasul, că tot vorbeați despre geometrie. Sigur. Sigur, sunt simboluri pe care istoria, evoluția le-a șlefuit și le-au încărcat cu semnificații absolut fantastice. Până la urmă, ceea ce vrea să spună această combinație între echer și compas și G, au spus aproape toate marile filozofii, toate marile înțelepciuni, să le spunem așa, pentru că filozofie poate în înțelesul nostru contemporan ne duce mai mult la o știință foarte academică. Dar dacă ne legăm de partea de înțelepciune, atunci vedem că devine universal. Iar Joseph Newton și în cartea lui vorbește de această universalitate a simbolurilor și a înțelesurilor, de fapt, pentru că până la urmă nu toată lumea a exprimat, știu și eu, divinul printr-un cerc sau un compas sau cunoașterea spirituală prin aceste lucruri sau, știu și eu, partea materială și perfecțiunea lucrului creat printr-un pătrat sau un echer. Dar peste tot, oriunde în lumea aceasta, avem reprezentări de cerc și pătrat, indiferent pe ce parte a globului ne aflăm și indiferent în ce moment al istoriei.
perfecțiunea cercului, sigur, inspirată de soare, de ochi, de felul în care diametrul se raportează la circumferința cercului, acel faimos pi, este la fel peste tot. La fel cum și pătratul care ne duce în perfecțiunea lucrului material, în acea limită dintre partea materială și cea spirituală. Cartea de față ne duce și în aceste zone, numai că ne duce fără să ne dăm seama. Este iarăși un joc în joc, pentru că la fel cum francmasoneria ar trebui să ducă pe neofit din lumea exterioară să-l călăuzească într-o călătorie către interiorul lui, către o construcție interioară, la fel face și Newton cu cartea sa. Ne ia mai întâi, ne povestește despre partea strict materială, despre mituri, despre povestea exterioară și ușor, ușor el ne duce către o lume spirituală. Iarăși, nu este un lucru nou. Carl Jung numește acest procedeu individuație. Pentru că omul, până când este într-o căutare, este într-o luptă între concepte antagonice care le vede viața lui, nu mai cald și rece, bine, rău, drept, nedrept, divin, profan, sacru, profan și așa mai departe, până când el începe să le armonizeze, să le treacă printr-un proces de individuație care este, așa cum îi spune și numele, este un proces individual, indiferent cât te-ar învăța cineva, dacă tu nu trăiești acest proces, nu ai cum să-l înțelegi. De aceea este absolut seducătoare partea din această carte a lui Newton cu doctrina secretă. Practic este o doctrină atât de simplu de descoperit, dar atât de complicat, încât nu poate fi descoperită. El chiar spune că niciun om nu cunoaște doctrina secretă până când ea nu devine secretul sufletului său. Omul trebuie să-i stabilească limitele, să-și dea seama că este inaccesibil, ca apoi să poată să pătrundă în ea. Este o realitate care este influențată de faptele sale, de forma simbolurilor, de culori, de proiecția vieții sale. Nu este simplu, dar uimitor este că Joseph Newton ni le prezinte toate aceste lucruri ca pe un lucru firesc, ca pe un lucru posibil. Și de aceea cred că Marea Lojă din Iowa a fost foarte încântată de lucrarea lui Joseph Newton, pentru că probabil a primit mai mult decât și-a dorit. Cartea a fost scrisă la rugămintea Marii Loji din Iowa și probabil a devenit una dintre cele mai citite cărți de francmasonerie din America și nu numai. Tocmai prin puterea de seducție a acestui preot, sigur, oarecum el era învățat, avea abilitatea de a vorbi, de a fi aproape de oameni prin meseria care o avea. Dar totuși, pe mine ce m-a impresionat este partea aceasta de studiu științific, aproape academic, pe care se dezvoltă pe parcursul cărții. Stau să mă gândesc cum ar fi dacă l-am pune pe un fizician să scrie o carte despre francmasonerie. Sigur, probabil că ne-ar umple de integrale și de formule, dar dacă l-am pune să explice, probabil că n-ar fi foarte departe de această carte. De aceea, cred că este una dintre cărțile fundamentale ale fenomenului masonic și, mai mult decât atât, cred că este foarte importantă și în căutarea fiecărui om. Pentru că, până la urmă, din fiecare manifestare aceasta antropologică, și francmasoneria, vrem, nu vrem, este o manifestare antropologică care are și valoare și încărcătură datorită duratei
sutelor de ani, miilor de ani pe care ea s-a, în care ea s-a manifestat și încă este în plină funcțiune, ca să zic așa. Și atunci nu poate fi neglijată. Chiar este o carte care este pe sufletul meu, dacă vreți. Dar cred că este pe sufletul oricărui om care caută. Mai mult decât atât, el are și o sinceritate dezarmantă. El vorbește de lucrurile care s-au întâmplat în francmasonerie, nu numai cele bune, și cele legate de orgolii, și cele legate de știu și eu, de fantezia unora. Dar o face cu îngăduință. Cu îngăduința unui preot care înțelege firea umană, cu îngăduința unui psiholog care înțelege procesele interioare ale minții sau ale sufletului omenesc. Cred că nu numai că merită citită, este o carte care merită promovată. Este aproape un manual de francmasonerie, dar ieșit din canoanele masonice. Este o carte seducătoare și chiar m-am bucurat foarte mult că editura Herald, pe lângă celelalte cărți fundamentale, ca să citez o colecție de-a dumneavoastră, a apărut și aceasta și cred că este un privilegiu pentru noi să o avem în limba română și mai așteptăm și alte surprize din partea editurii Herald. Cu siguranță vor apărea multe alte titluri în această frumoasă colecție Arta Regală și, într-adevăr, chiar înainte de pandemie, aș putea spune că ultimul eveniment pe care l-am organizat în variantă offline, deci în variantă fizică, a fost un eveniment pe francmasonerie pe care l-am organizat undeva în centrul vechi. Era chiar ultimul eveniment care ne-a mai fost permis, să spunem așa, înaintea restricțiilor. Și aș încheia discuția noastră spunând despre faptul că Joseph Ford Newton ne vorbește despre valorile și idealurile pe care s-a clădit acest ordin al francmasoneriei, despre libertate ca valoare supremă, indispensabilă căutătorului de adevăr dincolo de orice dogme sau închistări, despre toleranță, caritate și despre ordine, disciplină, muncă asiduă pentru împlinirea acestor idealuri. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Constructorii, o cercetare a istoriei și filozofiei masonerii de Joseph Fort Newton, o carte publicată în colecția Arta Regală și care face parte din această campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi domnul Vali Cacioianu, antropolog, căruia îi mulțumim foarte mult pentru gândurile, pentru ideile pe care ni le-a împărtășit cu dumneavoastră. Voastră, dragi cititori, iată, venind înaintea noastră cu această superbă carte Constructorii, o carte din colecția Arta Regală. Îi mulțumim domnului Cacioianu foarte mult, vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!